Bun găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim în cadrul ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei pe postul de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române. Ne aflăm în cursul unui periplu la vetrele Ortodoxiei din Republica Moldova, periplu pe care îl întreprindem cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Pentru ediția de astăzi am poposit, având binecuvântarea și sprijinul înalt preasfințitului Părinte Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, la Mănăstirea Butuceni, sau mai este ea cunoscută și sub numele de Orheiul Vechi. Este o vatră monahală de mare tradiție, o vatră monahală cu specific rupestru, așa cum aici în Basarabia, în Republica Moldova, se mai întâlnesc altele pe care le prezentăm în alte ediții ale noastre, cum a fost cazul cu Mănăstirea Țipova sau Saharna. O vatră monahală care, iată, din fericire, își continuă astăzi vocația pentru care ea a fost organizată cu sute de ani în urmă. Aș vrea mai întâi să vă împărtășesc faptul că drumul până aici trece printr-un promontoriu care la un moment dat coboară în valea râului Răut, cel care a determinat constituirea întregului peisaj al zonei, săpând puternic într-un mal de pământ care se întinde ca o lamă de secere arcuit, la baza căruia un deal înalt, la baza căruia curge râul Răut. Este un abrupt impresionant unde părinții și-au găsit un loc binecuvântat de retragere pentru rugăciune, pentru viețuire monahală. Vă spuneam însă că până să ajungem aici la mănăstire, drumul trece printr-o zonă, printr-un promontoriu, coboară de pe platoul acesta înalt de dincoace de orașul Orhei și trece prin zona unei fortificații. Chiar prin mijlocul acestei fortificații se mai văd astăzi marcate niște ziduri care o împrejmuiau și care a fost o veche așezare, o veche fortificație despre care se spune că ar fi fost în prima ei formă înființată chiar de către tătari, pentru că aici, în zona acestui promontoriu, se cobora direct de pe platou, era un punct obligatoriu de trecere, care a fost valorificat și ulterior după plecarea tătarilor la începutul secolului XVI, teritoriul a fost controlat de administrația statului Moldova și s-a putut organiza chiar un oraș, o fortificație care avea ca principal conducător pe Pârcălabul de Orhei. Aceste realități au subzistat până în vremea domnitorului Tomșa, care pe la 1600, la începutul secolului al XVII-lea, pentru că aceste invazii tătărăști continuau dinspre răsărit, a dispus dezafectarea acestui oraș, acestui târg, a rămas fortificația aceea care a mai fost folosită o vreme. În schimb, în același secol, în a doua parte a acelui secol, a apărut aici un personaj emblematic, un pârcălab, tot am vorbit de pârcălabii de Orhei, Bosie, care a dat denumirea locului și vetrei acestea monahale. La 1675 se știe că aici a fost organizată de către el, este chiar o inscripție votivă, care mărturisește faptul că acest Bosie pârcălabul împreună cu familia sa, cu soția și copiii, au organizat această vatră monahală rupestră de lângă râul Răut, în versantul muntelui acesta, de la malul râului Răut. Ei bine, venind aici cu nu puține eforturi, pentru că este un loc foarte greu accesibil, apărat natural și în momentul de față impresionant, în momentul când te apropii și încerci să ajungi aici, am pășit în ceea ce se, din fericire, se păstrează și astăzi, această bisericuță rupestră cu hramul Adormirii Maicii Domnului, unde l-am întâlnit pe cuviosul monah Eufimie, cel care continuă astăzi aici împreună cu mica obște de la mănăstirea aceasta
butuceni, tradiția viețuirii monahilor de odinioară. Și cu acest prilej o să vă rugăm, cuvioase, să povestim telespectatorilor noștri începuturile vieții monahale de aici, din vremea lui Bosie. Se vorbește chiar că el ar fi reorganizat cumva această vatră și că ea era chiar mai veche, deci că monahii erau aici înainte de 1675. Vă rugăm să ne spuneți ce tradiție s-a păstrat aici în viața mănăstirii privitoare la începuturile și la istoria ei. Ați spus o întrebare care eu nu m-am ocupat. În primul rând, așa, eu din am auzit și vine ghize, și vine oamenii care informați și ce au mai povestit ei. Dar noi ne ocupăm de lucrurile noastre, să zicem, de rutină sau de toate zilele, care rânduia la care avem ascultare de stareț și în amănunte, așa, eu n-am așa informații. La noi, iată așa, vin ăștia care aici este un muzeu lângă pod și au citit ceva din cărți. Mai motivează că în amănuntii tot nu cunosc istoria, arhivele nu s-au păstrat, care spune că când au plecat de aici călugării, au luat și arhivele cu dânși, care spun că și zici că o parte o să fie ajuns și la Muntele Athos și o parte undeva prin România. Și noi nu avem cu cine lăuda în privința asta. Deci, noi toate le povestim cu o mare, să zicem, aproximație. În orice caz, dacă nu va fi fost și mai înainte de 1675, de această dată menționată în inscripția votivă a lui Bosie Pârcălabul, așa, în orice caz, de atunci înainte, deci este a doua jumătate a secolului XVII, și tot cursul secolului XVIII până la începutul secolului XIX a fost aici viețuire monahală în vreo 6 grupuri de asemenea lăcașuri cu chilii, cu vreo 11 chilii, sunt mai multe. Nu este numai biserica aceasta, este, să zicem așa, elementul central, dar sunt chilii și în stânga și în dreapta, aici, în versantul râului Răut. Și că părăsirea aceasta, într-adevăr, rămâne cu un semn al întrebării, nu se știe exact când s-a întâmplat. 1816. Așa, dar într-adevăr, momentul 1816 este un moment destul de bine conturat. De ce? Pentru că știm, pe de altă parte, foarte aproape de acest moment, că pe la 1820, biserica, nemai fiind aici monahi, a fost preluată de sătenii din satul din Vale. Și au folosit-o ei ca biserică de parohie. Satul din Vale se cheamă Butuceni, chiar pe versantul acesta, să zicem, sudic al dealului de lângă râul Răut. Și lucru care a prilejuit atunci, pe la 1820, se zice, și o lucrare deosebit de anevoioasă, dar care în timp a creat înlezniri deosebite de acces în această biserică, faptul că au făcut o intrare, aceasta au săpat în stâncă, o intrare dinspre partea asta, dinspre sud, dinspre sat, care permite accesul direct în biserică, pentru că înțelegem din datele mai vechi că părinții, înainte de acest acces, aveau acces aici numai dinspre vale, ceea ce era foarte dificil, se foloseau de frânghii, erau cu totul izolați în acest versant. De atunci încolo s-a putut folosi de către săteni biserica în felul acesta, cu accesul pe unde am intrat și noi, de fapt, acum. Este un coridor, un gang, să zicem așa, un tunel, practic, de vreo 20 de metri lungime, care coboară în trepte de sus până aici în bisericuță. Putem să mai spunem și alte lucruri legate de viața aceasta bisericească, cât a continuat ea aici, a continuat, probabil că a continuat vreme destul de îndelungată, și secolul XIX și secolul XX, dar a venit și epoca comunistă cu rigorile, cu strictețile ei. Ce ne puteți împărtăși în legătură cu acea perioadă din istoria așezământului? Informația care o avem, deci, cam în felul următor. Deci, în 1816 a fost un mare cutremur de pământ. Da, de la acela cutremur de pământ, iată, avem câteva crăpături în forma de X
toată stânca asta e crăpată, că deci până încolo și de acolo așa merge, ca crucea lui Sfântul Andrei. Da. Da, așa. Și deci, cândva, că am citit la, pare că Dimitri Bejan îi spune, preot care a slujit în armata română. Da. El spune că, și acolo l-a dâns informat, că meleaguri noastre erau împădurite pe vremuri. Multe, că 50-60% erau. Și când spune că atunci, spune despre tătari și mai lini de tătari, unguri tot au fost, nomazi au fost până au ajuns aici. Da. Deci, cum totuși au supraviețuit? Că nu, au fost, de fapt, statul cum Vlahoblăgar, pe urmă, au fost alții, dar așa, în deoște, parcă istoria ca când ne-or fi uitat o lungă perioadă. Dar cum a supraviețuit asta, la dânsul așa ai spus, că ei, popoarele nomazi care veneau, ei erau de stiepă și nu prea erau chiar meșteri în pădure. Și cum la Alexandrie, codrul nostru s-a fost, da, codrul a salvat și poporul nostru. Aici tot așa erau, tot pădure. Da. Dacă pădurea cu timpul s-a tăiat, cum spuneam, scoborau, dar totdeauna copaci, iarba ține solul, pădurea cu încet staie, pe urmă se golește piatra. Și vine era erozia. Foarte abrupt malul acesta. Da, al, da, vine tot. Vine da. Erozia. Da. Că de unde s-a luat de crăpăturile astea mari. Desigur că erozia se ia de la golirea de piatră, se îngheață de piatră, aici doar ce iese în straturi. Iată, se vede, că acolo să vedeți. Da. Și când se îngheață de piatră, bucăți se rup. Da. Și cadă la vale. Da, se întreabă unde au fost asta pietrele, că acolo se vede un văl. Dar pietrele, să zicem că dacă bucăți, mai ușor de, pentru construcțiile astea, da. Și, în fine, dacă a fost cutremurul de pământ, cu atât mai mult inaccesibil a devenit locul. Deci, după asta, și spune că după informația unui oarecare, îl cheamă Victor, un ghid, el spune că în 1816, atunci, au fost, de fapt, au fost doi ani de restriște. Vulcanul care, din Indonezia, care a ocupit tot pământul și a făcut o iarnă de o an și jumătate. Da. Și din urmă a venit și cutremurul de pământ aici. Și totodată aici se vede că care în timpul acela spune că cine era aici stăpân pe pământuri, ce educație, ce unii învățat el, că nu prea avea la inimă pe călugări și a socotit că îi fac mare pagubă, așa după varianta lui. Și deci, din aici 25 din cutremurul de pământ și cu pretențiile stăpânului, călugării au fost nevoiți să plece. Asta e informație, o dețin cât de cât. Da. Și deci, într-adevăr, de acum biserica a trecut în posesia satului, deoarece, cum a spus Sfinția voastră, că era într-adevăr greu, așa cum, și ca să fie cât de cât mai accesibil, a fost săpată din partea asta, nu, 1820. Oricum, în spațiul interior, biserica impresionează și astăzi, păstrând dimensiunile la care a fost ea săpată la vremea respectivă, în secolul XVII, probabil, sau și după aceea, are circa 10 metri lungime, fiind compusă dintr-un naos care este separat de, să zicem, acest un fel de pronaos ar fi al bisericii, așa, prin aceste două arcade care sunt reunite la mijloc printr-un stâlp care face legătura dintre pronaos și naos. Este o construcție fără îndoială la care s-a muncit foarte mult, cu toate că solul acesta calcaros permitea asemenea lucrări anevoioase, care de fapt se văd și în puzderia de chilii care sunt înconjurătoare împreună cu biserica. Da, și spune că au fost până la 70 de chelii. Și are cam 6 metri lărgime, deci este destul de spațioasă pentru o biserică rupestră. Deci 10 metri lungime cu 6 metri lățime. Și da, asta e centrală. Acolo e biserica care o numește Șrăbosie, în numele Sfântul Nicolae. Acolo. Și mai este o biserică
pe cealaltă, de cealaltă parte de râu. Da. Deci cum acolo de ajuns? Acolo de acum, aici noi așa, acces avem aici, desigur, și când e sărbătoarea Sfântului Nicolae, ne ducem și acolo, că n-am amenajat, ne ducem acolo, citim acolo niște acatisturi, un alt, așa atât. Da, în parte ce n-am ajuns. Cum la turiști povestim, că deci înălțimea podului, asta determină unde e biserica și unde e cheliile. Aia acolo, ca să vedeți, cheliile sunt așa, că lucrurile trebuiau să mă arunc cap a plecat. Dar unde e biserica, cât de cât, podul e mult mai, e cât de cât mai înalt. Deci s-au păstrat trei biserici. Unii mai spun că la cotul după pod, acolo o fi fost și a patra biserică. Deci în felul ăsta, după datele noastre aproximative, puteau să fie, cum spun, patru grupuri de mânahi. De mânahi. Da, după biserici. Da. Din care... Și cu chiliile da, în da, preajmă. Da. Da, cu chiliile. De acum, biserica aceea care e sus clădită, e începută după 1890, terminată 1904. Da, este vorba de Biserica Nouă, cea care se păstrează pe coama dealului. Da, da, e o distanță de vreo câteva sute de metri, vreo 200 de metri da, da, mai sus pe deal de locul aceea acesta. Aceea e început și terminată de locuitorii satului. Așa, de ce specifică arhitectural perioada epocii acestea de sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, dar oricum o biserică importantă, frumoasă, unitară arhitectural pentru vremea aceea, înconjurată de chilii, deci marchează momentul sfârșitului de secol XIX, început de secol XX. Da, da, da. Ar mai fi de spus, cuvioase, părinte, faptul că aici, în exterior, locul unde se află aceste chilii, care se văd de altfel de pe șoseaua care se apropie de malul Răutului, ca semn distinctiv și probabil și utilitar, este s-a ridicat și o clopotniță. Este aici deasupra lăcașului, este această clopotniță și în felul acesta se păstrează acest așezământ care, într-adevăr, surprinde și astăzi prin arhaismul său și prin mărturia despre felul în care trăiau monahii în simplitate, în rugăciune, în nevoință, într-o liniște pe care o doreau cât mai desăvârșită, dacă este cu putință, dar în care, iată că nu au fost lăsați în răstimpuri să trăiască, pentru că au trecut și prin tulburări, prin vremuri grele. Aici adică, a fost așa că din cele, cum am început, după cutremur și după toate cataclismele care au fost, din cele ca 70 de peșteri, au rămas de locuit, au rămas 15. Și acestea 3 peșteri de biserici. Și spune că de acu în și sătenii și aici făceau servicii și acolo. Dar în 1950 a venit tăvălugul bolșevic, cum s-ar spune, și au închis, și aici și acolo au închis biserici, aici au pus muzeu, acolo au făcut hambar de cereale. Da. Și atât, s-a fost uitat, părăsit și așa mai departe. Credința în prigoană, cum așa, în batjocură, mai mult în, da, batjocură. Și deci, când după vremurile, după timpul de cunoscute, transformările care s-au petrecut în lume și în lagărul socialist, și deci călugării s-au întors în... După 1990, practic, da, s-a 1996. Reluat. 96 s-a reluat. 96 au venit. Și când au venit aici, nu era nici ușă, nici fereastră, nici nimic, era una piatră și atât, da, piatră goală. Și s-au început lucrările de restaurare. Acolo tot era, dacă a fost acolo hambar, tot așa, cu o stare deplorabilă. Deci s-au început cu multe necazuri, cu mult chin, că, de mă rog, cineva aici nu-i plăcea poate că să vie, dacă s-au deprins stăi stăpâni aici, să vină cineva, nu știu de unde, s-o coteau că dacă statul sovietic le-a dat lor, cheile, asta e moștenirea lor. Și au fost conflicturi de felul ăsta multe. În fine, până la urmă, adică cât de cât, adică ne-am împăcat cu situația care este la ziua de azi. Deci, aici s-au început lucrările de restaurare, așa tot sub formă, așa, fără euro, cum cât de cât
cam cum ar fi fost la părinții noștri. Da, deci podeaua și ușile, ferestrele, așa, tot în stil vechi. Lucrarea în lemn făcută în Târgu Neamț de Valea Sacă, meșterul Vasile Cosma. Foarte frumoasă lucrare. Iacă, și da, se scrie frumos, se dă o amprentă așa de lăcaș de rugăciune, foarte frumoasă. Da. Și el lucrările a făcut și aici și acolo. Și deci cu anevoios. Deci, și să spunem și faptul care n-a fost menționat până acum, că Biserica de Sus a păstrat o legătură cu hramul inițial, că dacă aici este hramul Adormirea Maicii Domnului, da, sus s-a dat hramul Nașterii Maicii Domnului. Deci biserica nouă, cea nouă de la terminată la începutul secolului 20. Da, da, da. Așa. Și deci, dacă noi suntem, cum spune, copiii ai secolului 20, secolul 21. Dar îi simțiți pe cei din veacurile trecute. Eu cred că rugându-vă aici, păstrați o comuniune așa de rugăciune cu generațiile după generații care s-au rugat în aceste... Noi atât de sensibil duhovnicești nu suntem, dar sunt oarecare aici harul care au rămas imprimat pe pietrele astea. În ce fel? În felul că dacă sunt, nu toți, dar sunt reacția la mulți. Mulți zicem chiar de orișunii, de unde ar fi, din Australia, că vine toată lumea, ca și în România, ca și aici. Da, vii, care, așa, mai indiferenți, au trecut și repede la balcon, au ieșit, acum, cu păreri de rău, ușa a înghețat și acolo e o leacă de dificultate. Și nimic, dar care poate cât de cât, fie el chiar și un budist, oricine ar fi, dacă are cât ceva, un gând, măcar ceva spiritual, ei observă asta. Da, observă. Dar mai ales unii din bolnavi observă. Observă prin aceea că dacă ești bolnavi duhovnicești, pe dânsii, să zicem, scutru, le face neplăceri, poate le face așa, îi deranjează. Da. Dar alții, iată, să zicem, chiar niște turci, de musulmani, aici tot venind, toți îi se uitau și întreabă, dar de ce la preotul vostru e altă față decât cum la altă lume? Îi iau, cât de cât, au un fel de simț. Da. Și, pe urmă, vreo 2-3 americani au observat, tot așa, protestanți, sigur că, tot, așa, de acolo, tot așa, că luat, de acolo până acolo merge și dacă nu, 3-4 ori, în 10 minute așa au mărs, făcea 2 pași, s-o uita, parcă ca când ar fi căutat ceva. Și este, da, așa, în majoritate care suntem, cum spune, de ritmul vieții și de plăcerile vieții astea, nu prea sunt. Dar noi ce facem noi? Atât, iată, misiunea mea, aici să mă uit și eu, să închid ușa, să deschid ușa, mai știu ce acolo. Și că să întâmpinați cu o vorbă bună pe toți, așa, dacă se poate... Ca să-și aduc aminte că au pășit într-un loc sfânt. Păi, dar și, da, cum și în pilde acolo spune, spui la cel care putea să înțeleagă. Uneori, noi asta lucru, cum spune, nu totdeauna înțelegem cu ce trebuie spus. Și uneori, poate le încurcăm adresele. Și apoi deci, să începe și conflict, poate dificultăți. Ce să facem? Așa e aici viața. Dar în rest, da, sunt. Așa că... Că dacă mai ales că rămânem noaptea singuri, apoi da, așa, liniște. Și cuvântul ăsta, liniște, îl spun și în engleză, și în rusă, și în română. Că aici este la voi liniște. Iată asta. Dar așa să... Munțul noi nu putem mișca, iertați-ne. Iată aici lângă unii stă asta. O venit unul din Rusie, el se numea colonel. A zis că din Rusia. A venit și un creminit. Și a simțit o așa ceva, o apăsare grea. Și mă întreabă ce s-a întâmplat. Eu zic, dar nu știam, zic, cred că poate că zic, ceva s-a fi întâmplat, zic, în viață ai făcut. Zic, eu am fost la război. În Afganistan, la Cecenia, la asta, Dagestan și alte, cum spune, locuri. Și el era cu diversiune se ocupa. Da. Și iată aici l-a descoperit. El singur a observat. Da. Și spune. Și el s-a cutremurat de aceea. Pe urmă mai venit
peste o an, și apiară, așa, treia oară tot o venit ea, că de aia s-a îndemn de 5-6 ani, așa, de 3 ori a venit aici. Și ei am vorbit cu dânsul așa, când ai să te mărturisesc? Azi mă mărturisesc, azi mă mărturisesc. Iată așa. E cântarea noastră, am văzut lumina cea adevărată. El, da, el a fost, el nu a fost, că nu a primit bucurii, dar că când o frică pe dânsul l-a luat aici. Da, 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 da. E ca asta, că așa, da, așa, nu avem așa mult chiar informații. Sunt așa informații, mai, da, cuiva poate, zicem, eu ajutat acolo, să zicem, că cu credință luată aghiazm și abasă, eu trecut măsăua sau de astea momente așa mai... E de tot pentru fiecare om, orice moment e prețios, dar pentru poate, pentru toată publicul, să spunem că minunii, să zicem, la mănăstiri, în fiecare zi se petrecă, dacă cu credință, că spune că și-a fost așa un caz, că undeva la nordul Moldovei, că un moș avea ce boală avea și se ducea la acolo în Ucraina, este Ternopol, Pocaiva. Da, și trebuia să ducă vecina, o nevastă tânără, să ducă acolo. Și el să ne aduce de acolo aghiazmă, că eu ca asta o să mă lecuiesc. Da. Dar Dumnezeu și-a făcut, eu a uitat să iei aghiazmă. Pe drum și-a amintit și-a luat o frică. Cum să mă, în fața moșului, să mă prezint? Ce să fac? Eu la fântâna asta, îi spune. Da. Și s-a dus și aghiazma a fost. Și eu dus la fântână. A binecuvântat Dumnezeu, și, da, apa. Și eu, da. Și a dus și el s-a lecuit cu asta, cu apa simplă. Să vă ajute Dumnezeu, cuvioase Părinte, să păstrați în continuare duhul acesta de rugăciune și de liniște despre care ne-ați vorbit împreună cu ceilalți confrați, cu viețuitorii, și să-l puteți transmite cât mai cu folos celor care pășesc aici, poate că vin de multe ori cu o curiozitate de pur și simplu de vizitatori. Dar când pășesc în acest lăcaș, cum a spus și dumneavoastră, simt ceva, că e altă lume decât cea agitată, cea a vremii acesteia de început de secolul 21 pe care o trăim, și că aici este legătura cu eternitatea, cu veșnicia, comuniunea cu Dumnezeu. Frumoase aceste descoperiri duhovnicești, da, care de multe ori ne schimbă viața, da, într-un timp foarte scurt, da, de seara până dimineața sau de dimineața până seara, nu știm niciodată, dar trebuie să-L căutăm, pe Dumnezeu trebuie să-L căutăm. Și de o credință. Da, Doamne ajută. Da. Să vă ajute Dumnezeu și dumneavoastră și în continuare tot așa să mărturisiți pe Hristos și Biserica Ortodoxă aici, în acest spațiu, tuturor celor care calcă pragul acestei vetre monahale. Doamne ajută! Să trăiți, să fiți binecuvântați! Următorul popas în cadrul ediției noastre de astăzi îl facem, stimați telespectatori, la marea, vechea și deosebit de importanta mănăstire Curchi, aflată nu departe de orașul Orhei, la 12 km spre vest, pe valea râului Vatici. O așezare monahală de veche tradiție, despre care cele mai dintâi mărturii vorbesc că ar fi existat aici o mănăstire chiar pe vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Ne-a întâmpinat aici și va fi invitatul nostru în cadrul emisiunii noastre, Părintele Arhimandrit Iov Cristea, care este viețuitor al acestei mănăstiri și care cunoaște foarte bine istoricul întregii mănăstiri, o mănăstire complexă cu foarte multe, în primul rând, cu mai multe lăcașuri de cult și toate cu importanța ei, fiecare născută într-o anumită epocă, deci o istorie extrem de interesantă pe care vom încerca acum să o deslușim în cele din tâi elementele ei, începând de la epoca de care am vorbit, a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Vă rugăm, Părinte Arhimandrit, să împărtășim telespectatorilor noștri aceste cunoștințe pe câte le avem acum și care totuși sunt foarte semnificative privitoare la evoluția în timp a acestei vetre monahale. În primul rând, permiteți-mi ca să vă salut aici la Mănăstirea Curci și vă zic bun venit. Și cu drag vă așteptăm ori de câte ori treciți prutul. Mănăstirea Curchi, ca și orice vatră monahală, este primitoare și va
găzdui cu drag. Mănăstirea Curchi, veche vatră monahală, este așa întemeiată pe la 1773, cu toate că a spus ceva mai devreme că multe din mănăstirile noastre datează și mai vechi, dar nu aflăm date despre acest lucru. Se presupune că ar fi existat aici o vatră monahală și mai veche, pe care, găsind-o în ruină, frații Iordache și Manase Curchi, pe la 1773, întemeiază schitul Curchi. Se vorbește de un personaj chiar cunoscut cu numele Dumitraș Curtea, care ar fi viețuit pe vremea lui Ștefan cel Mare și de care ar fi legată întemeierea primului lăcaș. S-a păstrat în tradiția mănăstirii și a fost preluat apoi de diferitele variante ale istoricului mănăstirii. Legende despre întemeierea mănăstirii toată vremea apar acolo, unde nu sunt date, toată vremea apar mai multe legende. Așa s-a întâmplat și cu mănăstirea noastră. Sunt chiar câteva legende despre întemeierea mănăstirii noastre, dar cea mai probabilă este aceasta, din secolul XVIII, despre acești doi frați. Și numele lor este și cel care s-a transmis mănăstirii de la... De la familia lor, Curchi, respectiv și denumirea mănăstirii noastre. Acești doi frați nu locuiau departe, erau aici peste deal, peste pădure, este satul Morozeni și acolo unul din ei era preot de mir, iar altul un boier al vremii, un om mai înstărit, care au hotărât la bătrânețele lor ca să-și înveșnicească numele prin întemeierea acestui sfânt locaș. Prima biserică care o întemeiază ei și o construiesc este în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Bănuim că pe tatăl lor l-au chemat Dumitru, mai amintește un loc istoria și de aceea s-au hotărât la acest hram al bisericii și a fost chiar aici, unde aflăm noi acum, în centrul mănăstirii, este locul unde apropierea acestei monumente, acestei troițe. Aici a fost și prima biserică înălțată. Biserica de lemn, mai târziu, este mai adăugat o clopotniță și s-au adunat mai mulți frați la acest așezământ monahal, purtând denumirea de la început schitului Manase și Ioan Curcă. Deci Curcă unele acte mai apare. Și după aceasta se construiește o primă biserică de piatră în cinstea nașterii Maicii Domnului. 1813 este sfințită pe vremea metropolitului Gavril Bănulescu Bodone. Și atunci, la sfințirea bisericii, schitul Curchi primește statutul de mănăstire. Și atunci a fost și schimbat hramul mănăstirii, sau biserica centrală, purtând hramul de acum al nașterii Maicii Domnului. Și hramul respectiv al mănăstirii rămâne nașterea Maicii Domnului, cea mai mare și mai importantă sărbătoare aici la noi. Mai târziu, obștea monahală, apropo de biserica de la 1808, era foarte asemănătoare cu biserica din Orhei a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, construită de domnitorul Vasilie Lupu, la 1643-44. De acea biserică îi se mai adaugă un pridvor în timp de un ctitor al mănăstirii Toader Sabău, și unde este și înmormântat acest important ctitor care a dorit mănăstirii și a ajutat la construcția și bisericii, dar și-a donat multe pământuri mănăstirii. Era, se pare, transilvanean, făcuse și slujbă militară în armata țaristă și s-a călugărit aici. Aici, așa, a primit și monahismul la sfârșit. El a fost și un șef așa de vamă, aici pe Nistru, la câteva vame. În prezent avem mănăstirea Pripiceni Curchi, o mănăstire de maici, dar care în vechime a fost la început un mitoc al mănăstirii Curchi, mai târziu un schit al mănăstirii. Ca în prezent, după redeschiderea mănăstirilor, după anii 90, ca să aibă statut individual. De acum și ca o mănăstire aparte, o mănăstire de maici. Este cam la vreo 40 de kilometri aici de mănăstire, unde a fost vechea moșie a mănăstirii. Mai târziu, obștea monahală
se mărește aici la Curchi și este necesar ca să construi alte biserici, mai mari și mai încăpătoare. Se începe a construi o biserică de iarnă, un paraclis, așa a venit zis, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dumitru, pe la 1843-44 se construiește și bănuim se face de următorul lucru, că biserica, prima biserică de lemn, în cinstea Sfântului Dumitru, se învechise și nu mai putea fi folosită. Deci ea a fost demontată, a fost dăruită aici într-un sat din județul Orhei și părinții, ca să nu rămâi fără un ocrutitor ceresc, ca Sfântul Mare Mucenic Dumitru, ca prim patron al acestei mănăstiri, au construit acea biserică de iarnă, care iarăși o să o vizităm și care, cu ajutorul Domnului, am reușit să o restaurăm între timp. Care este aici este în latura aceasta. Da, este aici aproape de noi și pe peretele altarului, până în prezent, se păstrează o icoană a Sfântului Dumitru. Este unica icoană, unica frescă păstrată din acele timpuri și este o mărturie frumoasă a vremilor prin care a trecut mănăstirea. Pentru că chiar la începutul restaurărilor s-a descoperit această icoană, noi o gândeam pierdută, o vedeam pe fotografiile vechi, dar nu gândeam că mai este în realitate. Dar când s-au început restaurările, a căzut varul de pe perete și a apărut chipul Sfântului Dumitru, lucru care ne-a bucurat enorm și ne-a întărit duhovnicește. Vedem că Sfântul este până în prezent cu noi și ne ajută la restaurările care mai urmează aici în mănăstirea noastră. După construcția bisericii de vară, se pune piatra de temelie a bisericii mari, bisericii de căpetenie, care avem aici în spatele noastre. Este și numită o perlă a arhitecturii și a mănăstirii noastre, biserica de vară, tot în cinstea nașterii Maicii Domnului. Și se face de următorul lucru, că părinți și frații au venit într-o atât de mulți la mănăstire, că nu mai încăpeau în biserici. Și se dorește o construcție, o biserică mare. Se începe construcția pe la 1865 și durează până în 1872. Drept model pentru construcție se ia o biserică din Kiev, în cinstea Sfântului Andrei, cel întâi chemat. O biserică care a fost construită cam cu vreo 50 de ani înainte de aceasta și care are ca arhitect pe Bartolomeu Rastrele. În felul acesta, catedrala care avem aici la Mănăstirea Curchi este una din cele patru catedrale din Europa construite după acest proiect. Avem biserica la exterior, o vedeți foarte frumoasă și foarte asemănătoare cu cea din Kiev. Mai este o biserică cu plan central, da, așa, cu plan și central și cu patru turle. Turle, da, care încadrează absolut simetric turla centrală, care este monumentală. Da. În una din turle este și clopotnița mănăstirii și care în zile de duminici sărbători sună frumos, un set de clopote noi pe care le avem aici la curte. Caracteristica este aici și această alternanță de culoare de cărămiziul acesta cu albul, plus elementele acestea de factură neoclasică, în special capitelurile corintice, care sunt specifice stilului neoclasic practicat la vremea aceea. Și elemente de baroc care le mai da, avem prezente. Baroc, da. În culoarea nu a fost, acum după restaurare, nu s-a făcut întâmplător, ci făcându-se cercetări, s-au găsit culoarea inițială. Pentru că în timp a mai fost biserica și albă, a mai fost cu nuanțe verzi, au avut diferite culori în restaurările pe care au mai fost de-a lungul timpului. Dar culoarea inițială astfel a fost gândită, deoarece este o biserică în cinstea Maicii Domnului și este culoarea bizantină a împăraților. Deci, Maica Domnului, fiind și ea din neam împărătesc, s-au gândit părinții, bănuim la vremea aceea, ca să dea această culoare bisericii. Una care o prinde de nune și care o conturează minunat în multe aspecte și în arhitectura ei bogată. De aceea putem și spunem că este una din cele mai frumoase biserici de pe teritoriul Basarabiei. Așa, în sfârșit avem și
o biserică care este în partea aceasta la nord de Biserica Nașterii Maicii Domnului, pe care vă rugăm să o prezentați telespectatorilor noștri. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, o biserică în stil neobizantin, așa, zicem noi, a fost, s-au pus piatra de temelie pe la 1914. Și nu mai s-a ridicat temelia și nu s-a mai putut continua cu construcția, deoarece vine primul război mondial, după aceasta reformele care au 1917-1918, și nu se mai construiește nimic la ea până în anii 30. Când este ridicată, este acoperită, dar nu se ajunge la ziua Sfințirii, pentru că vine a doilea război mondial. Biserica aceasta, de fapt, s-a construit între războaie, în perioada interbelică, să zicem așa mai mult, dar care nu s-a ajuns la ziua Sfințirii din aceste considerente. După închiderea mănăstirii, după război, să zicem, iarăși nu se mai construiește nimic la ea, deoarece nu mai erau posibilități de a se construi, și biserica rămâne în felul acesta conservată până la închidere, până în 1961, când întreg complexul monahal este închis și pe teritoriul complexului se deschide așa un spital de psihiatrie și biserica rămâne ca depozita a spitalului. După redeschidere, după anii 90, începem cu biserica aceasta. Ni s-a părut cu mult mai mic așa, în comparație, și am început primele lucrări de restaurare sau de finisare a construcției, să zicem așa, la Biserica Sfântului Nicolae. Am făcut lucrările de interior, s-a șlefuit exteriorul, care era negrit de timp, și s-a ajuns la ziua Sfințirii în data de 30 octombrie 2005. Și după aceasta s-au făcut lucrările de pictură din 2006 până în 2009 și în prezent o avem frumos împodobită. Este o biserică în care slujim în zile de duminică și sărbătoare în perioada rece a anului, mai numit biserică de iarnă. V-aș propune ca celelalte aspecte care țin de perioada aceasta de renaștere a mănăstirii, consecutivă consecințelor încă vizibile în ansamblu monahal ale perioadei comuniste, să le evocăm în interiorul Bisericii Mari a Mănăstirii, pentru ca telespectatorii noștri să poată vedea și în cadrul general și în cadrul discuției noastre această foarte frumoasă biserică principală a mănăstirii. Vă rugăm, poftim, mergem! Acum ne aflăm în Biserica Mare, Biserica de Căpetenie a Mănăstirii Catedrala, Mănăstirii Nașterii Maicii Domnului, care, vă ziceam, ceva mai devreme a fost construită în perioada anilor 1865-1872. Pe interior, acum o vedeți restaurată și frumos împodobită, dar a avut această biserică desferită de mai multe ori. A avut de desferit chiar la începutul războiului II mondial, când a fost bombardată și incendiată, după care s-a făcut o restaurare în vara anului 1942-43, cu contribuția statului român și cu contribuția nemijlocită a regelui Mihai, care a vizitat mănăstirea noastră și care a participat la slujba de resfințire a bisericii în data de 8 septembrie 1943. După această dată, la un an de zile, cea mai mare parte a frăției de aici, din mănăstirea Curchi, a părinților și fraților de aici, s-au refugiat și ca să locuiască la mănăstirea Cernica și Căldărușan, de lângă București. Și acolo au trăit până la sfârșitul vieții lor. Cât în prezent, cei care mai vizitează mănăstirea, și noi când am vizitat mănăstirea Cernica, am găsit mormintele părinților care s-au refugiat de aici, de la mănăstirea Curchi. Au trecut și ei pentru o dramă, au trăit vremuri cumplite. Aici, la mănăstirea Curchi, au rămas părinții mai în vârstă și din părinți care au dorit cumva să rămână, care nu erau învinuiți de ceva, de colaborare și de alte lucruri,
și au urmat slujbile în această catedrală până la închiderea ei, până în anul 1961, când a fost transformat spitalul în mănăstirea în spital, iar catedrala aceasta într-un depozit acestui spital. Am găsit-o într-o stare jalnică, așa să zicem, în perioada anului 1993, când s-a început un mic sau s-a încercat o restaurare acestei biserici până în 1997, ceva, și care nu s-a dus la bun sfârșit din motive mari de cheltuieli care nu le putea acoperea mănăstirea și am făcut noi curat atunci și am continuat cu slujbile aici așa în starea în care era. Țin minte, la o liturghie atât de tare bătea vântul în biserică încât antimisul de pe Sfânta Masă l-a luat și mă întorc, nu-l găseam, practic, era după Sfânta Masă, atât de mare, ca să înțelegi ce curent și vânt era aici, pe biserică. Atunci când slujeam primele liturghii aici, părinții, ne-am mai ajutat și păsările care intrau și cântau, erau biserica uneori plină cu porumbei și evrei pe aici. Și cu ajutorul Domnului, în 2006 s-a început restaurarea întregului complex monahal, dar în special a acestei biserici. S-a concentrat sursele financiare care s-au adunat în urma unui telemaraton de către locuitorii Republicii noastre și s-au concentrat pe restaurarea acestei biserici, încât în prezent o vedeți frumos împodobit, pictat, amenajat, așa frumos, și slujim în această biserică în perioada caldă a anului. Prima slujbă o facem la Înviere și ultima cam pe la hramul mănăstirii în 21 septembrie și dacă ne mai permite timpul, încă câteva duminici după aceasta. În vară, în fiecare duminică și sărbătoare, slujim aici liturghia. De aceea și în centrul bisericii avem icoana aceasta a Învierii, pentru că slujim în zile de duminică aici în catedrală. Cred că au fost pentru telespectatorii noștri foarte pătrunzătoare aceste detalii care au privit toată perioada prin care mănăstirea în ansamblul său, dar biserica aceasta în mod special, au trecut printr-o dramă care de fapt este a întregii biserici din cuprinsul Basarabiei, din cuprinsul Uniunii Sovietice de la vremea aceea, Imperiului Comunist. De fapt, s-ar putea extrapola aceste informații și în ce privește ansamblul monahal. Și aș vrea să vă rog acum, spre finalul emisiunii, să evocăm și felul în care ați preluat ansamblul monahal și ce îmbunătățiri substanțiale ați adus întregului ansamblu, care, pe de altă parte, sunt și în curs. Practic, înainte de începerea filmării, am putut vedea cu ajutorul Sfinției voastre urmele unor clădiri care își așteaptă încă restaurarea și care urmează să constituie o dezvoltare a mănăstirii în perioada care urmează. Cum vedem, partea centrală a mănăstirii este amenajată și restaurată. Dar atunci când s-a venit în anii 90, aici părinții și frații au găsit spitalul, practic. Mănăstirea a fost redeschisă pe un teritoriu adiacent aici, nu departe, la vreo 500 de metri și s-au dat părinților numai bisericile pentru slujire. Iar spitalul a activat până în 2001. Este ultima mănăstire retrocedată de către stat bisericii. În 1999, când este numit aici Arhimandritul Siluan Șalarul, găsește o obște mică și o mănăstire ruinată. Și care, cu ajutorul Domnului, începe din anul 2002, restaurările la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, care le duce la bun sfârșit în 2005, și după aceasta, din 2006, se începe lucrările la întreg complexul monahal. Vă spuneam că spun accent pe biserici, dar s-au făcut multe restaurări la blocurile de chilii,
care au fost practic numai pereții păstrați, restul a fost dat jos tot până la piatră și restaurate din nou. Avem o clădire aici aproape de chiliile monahilor de la 1910, clădirea în care s-a iarăși care a fost restaurată și interiorul ei se află în prezent biblioteca mănăstirii, un muzeu care ne-l dorim să fie în timp, o sală de ședințe, avem iarăși niște încăperi folositoare pentru buna organizare a lucrurilor mănăstirești, dar și a unor conferințe, unor întâlniri. Avem biserica de iarnă, care, vă ziceam, a Sfântului Dumitru, care a fost restaurată, dar ea este alipită de blocul arhieresc. În prezent avem o casă de oaspeți, aici restaurată, și atunci când avem întâlniri oficiale sau delegații, putem îi primi și caza aici, la mănăstirea Curchi. În centrul mănăstirii, chiar pe locul, aproape de locul unde s-a întemeiat mănăstirea, este casa Stăriției, care iarăși a fost găsit într-o stare jalnică și care s-a pus mult efort pentru restaurarea ei, încât am invitat meșteri în lemn din România ca să poată restaura balconul original din perioada interbelică când a fost construită casa și care s-a pus accent la restaurarea lui, deoarece de la acel balcon a vorbit și regele Mihai atunci când a vizitat mănăstirea noastră și este o legătură așa frumoasă, istorică, cu acea perioadă. El a fost restaurat în 90%, practic, cu lemnul original și numai câteva piese care, putrezise în timp, au fost schimbate. Pe aceeași linie mai avem un bloc, casa arhierească, așa numită, reședința episcopului de Acherman, de Cetatea Albă, în trecut, acum un oraș Belgorodnistrovsk în Ucraina. Episcop, starețul mănăstirii noastre, de la 1872, când s-a sfințit catedrala, a fost și sfințit episcop și episcop de Cetatea Albă, deci au o misiune. Era și vicar metropolitan, dar și episcop de Cetatea Albă. În continuare, mai avem parte de nord a mănăstirii, care urmează să fie restaurată și care avem în prezent o clădire impunătoare, trapeza veche a mănăstirii cu biserica înălțării Sfintei Cruci, care urmează să fie restaurată. Mai avem o reședință de vară a metropoliei, vechea reședință de vară a metropoliei, care acum o restaurăm și cu ajutorul Domnului ne dorim ca să, în timp, să devină un seminar teologic aici în teritoriu. Și mai avem în partea de nord a mănăstirii cimitirul cu o biserică în cinstea tuturor sfinților, o biserică de cimitir, o biserică mică, care este restaurată, dar care încă nu a ajuns la ziua sfințirii, deoarece o gândim ca să fie sfințită când va fi dată în exploatare partea de nord a mănăstirii. De aceea încă mă uit la barba dumneavoastră albă și mă gândesc până ajungem și noi o avea. Aici părinții de la mănăstirea Curchi să ne ajute Dumnezeu ca să restaurăm întreaga mănăstire. Pentru că când am început-o niște copii, așa ne spuneau atunci oamenii, și gândesc că cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, Sfântului Dumitru, care sunt patroni cerește aici a mănăstirii, dar și cu osârdia celor 30 de monahi care ne nevoim aici la mănăstirea Curs, au putut a se face restaurări și lucrări de renovare aici la mănăstire s-au făcut cu sprijinul și cu ajutorul întregului popor și cu întregului oamenilor de bună credință din Republica noastră, care au crezut în Dumnezeu, dar care ne-au sprijinit și prin noi în lucrările pe care le-am dus la bun sfârșit. Și bănuim că ne vor sprijini și în continuare ca să ducem la bun sfârșit întreg complexul monahal. Ne alăturăm și noi rugăciunilor frăților voastre și vă dorim să aveți această bucurie sufletească ca pe lângă cele care înseamnă viața de zi cu zi a mănăstirii,
să vedeți și împlinirile acestea importante, care înseamnă, de fapt, desăvârșirea ansamblului, așa cum merită el să arate, având în vedere proporțiile și jertfele atâtor generații care au adus contribuții deosebite ca Mănăstirea Curii să fie una dintre cele mai importante din această parte a țării. Așadar, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, vă adresăm mulțumiri pentru prezența în emisiunea noastră, pentru toate cele pe care ni le-ați împărtășit. Și odată cu aceasta, adresăm și telespectatorilor noștri mulțumiri călduroase pentru atenția acordată. Și, ca întotdeauna, stimați telespectatori, vă dăm întâlnire la noi și noi ediții ale ciclului Comori ale Ortodoxiei. Să ne revedem cu bine!